Bună dimineața! Cei mai mulți dintre noi au într-adevăr parte de niște zile excelente. Astăzi, așadar, cei care nu s-au mulțumit doar să viseze, ci au trecut și la fapte, își pot vedea dorințele îndeplinite. În continuare, însă, pe plan relațional, ne putem face multe iluzii și nu prea putem să discernem cât este realitate și cât este închipuire. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec. Astăzi, mulți nativi sunt pur și simplu deconectați de realitate și se prefac că nu văd cât de urât se comportă un om drag. Mai devreme sau mai târziu, însă, când își vor da jos ochelarii roz, riscă să fie foarte dezamăgiți. Taur. Unii nativi sunt recunoscători universului pentru anturajul pe care îl au. Alții, în schimb, pot fi manipulați cu mare ușurință de un prieten care este expert în șantaj emoțional. Gemeni. Dacă lucrezi într-un domeniu artistic sau faci bani de pe urma imaginației, te numeri printre norocoșii momentului. În cazul altor nativi, este recomandat să fie foarte atenți la ce contracte semnează sau cui dau crezare pe plan profesional în următoarea perioadă. Rac. Cresc șansele să cunoști oameni noi, dar pentru asta este nevoie să ieși din casă. Mulți nativi vor avea parte cât de curând de povești de dragoste care îi vor ajuta să capete o altă perspectivă asupra vieții. Leu. Proiectele pe care le începe acum îți vor aduce beneficii pe care mai mult ca sigur nici măcar nu le-ai luat în calcul. La muncă apele se liniștesc și sunt și nativi care ar putea primi o finanțare dacă și-au pus asta în cap. Fecioară. Astăzi vor fi multe discuții despre angajamentele serioase în relația de cuplu și despre cine le respectă sau nu. Dacă încă aștepți partenerul perfect și nu îți asumi viața de cuplu, bazându-te pe această scuză, te asigur că vei aștepta mult și bine, fără niciun rezultat. Balanță! Ești foarte creativ și inspirat și asta se va vedea în activitatea ta de la locul de muncă. Pe plan personal, s-ar putea însă să ajungeți la concluzia că aveți nevoie de terapie de cuplu. Scorpion, primești atenție din toate părțile și sunt mari șanse să ți se urce la cap. Astfel, s-ar putea să fii atât de încântat de interacțiunea cu o persoană nouă, încât să cauți nod în papură acasă. Săgetător, astăzi, dacă ai avea de ales, cu siguranță ți-ai petrece ziua în pijamale, făcând planuri legate de casă și de cămin. În plus, vei pune mai mult accent pe răsfăț și pe timp alocat doar ție. Capricorn, ai puterea de a ridica moralul cuiva cu doar câteva cuvinte. Totuși, evită să faci promisiuni în febra evenimentelor. Nici tu nu te lăsa cucerit doar pentru că ți s-au șoptit în urechi declarații siropoase. Vărsător, ești într-o dispoziție romantică astăzi și, dus de val, poți arunca banii pe fereastră, pe tot felul de lucruri care îți plac, dar de care, mai mult ca sigur, nu ai nevoie. Este perfect în regulă să te răsfeți, dar asigură-te că nu vrei să umpli un gol emoțional cu shopping. Pești! Este de apreciat că vezi ce e mai frumos în ceilalți, dar a cam sosit vremea să nu te mai îmbeți cu apă rece. Ia-i pe oameni fix așa cum sunt, nu cum ai vrea tu să fie. Acesta a fost horoscopul, găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire!